Ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar invitatul meu de astăzi, așa cum v-am promis de foarte mult timp, este scriitorul Pavel Coruț. Bună ziua, bine ne-am regăsit și este o bucurie de fiecare dată să vă avem aici. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor ascultătorilor și vă rog să-mi permiteți să fac o urare de ziua națională, că noi n-am avut ocazia să mergem ieri Așa pe unde. Dragi compatrioți, la mulți ani fericiți, la mulți ani națiunea română, la mulți ani fericiți românilor de pretutindeni, la mulți ani România întregită. Vreau și eu să le urez ascultătorilor Vocea Armatei și tuturor oamenilor care ne-au transmis multe urări de bine și mi-au scris pe adresa emisiunii, pe Vocea Armatei, ne-au scris la emisiuni. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că așa vă consider, dragi prieteni, și nu întâmplător avem și o doamnă deosebit de talentată, plutonier ajutant principal, sper să nu greșesc, în Jandarmeria Română, care a făcut pentru noi, pentru emisiunea Amprente, aceste minunate globuri cu tricolorul român. Mulțumesc foarte mult, Georgiana Bucătaru. Știm că toți prietenii noștri și din jandarmerie, și din poliție, și din armată, toți sunt alături de noi. Și nu numai, bineînțeles, din toată țara am primit mesaje și din afara țării. Nu ne-a venit să credem, mai ales când este vorba și despre domnul Coruț, cu atât mai mult. Domnul Coruț, noi astăzi avem o emisiune așa fructuoasă, se anunță. Am luat aici cu mine cartea dumneavoastră, Destine fericite, pe care o arătăm și la cadru, din care vom spicui așa câte puțin, câte puțin, pentru că eu sunt foarte curioasă de fel și vreau să știu multe lucruri, mai ales când este vorba despre a ne dezvolta pas cu pas și a ne perfecționa personalitatea. Exact, exact. Și până la urmă asta contează pentru noi ca țară în general, să fim un popor mai bun, de oameni mai deschiși la minte. Dacă devenim învingători fiecare în domeniul nostru de activitate, ne ridicăm ca națiune și țara noastră va fi privită cu totul altfel de către străini. Asta explică de ce am abandonat eu serviciile secrete și m-am apucat de scris. În 1990 eram încă ofițer activ, acoperit într-o unitate de informații și lucram. Mi-am dat seama că eficiența muncii noastre era scăzută, ținând seama de cine conducea atunci țara. Nu punem acum în discuție respectiva conducere. Și atunci am spus, domnule, neamul meu are dreptul să cunoască câteva adevăruri dezrobitoare, neamul meu are dreptul să mai cunoască și ceva noțiuni de arta succesului. De ce m-a obsedat arta succesului? Trebuie să recunoaștem că în poziția noastră de țară socialistă am fost înfrânți în războiul economic și psihologic. Am fost înfrânți și învingătorii n-au fost miloși deloc cu noi. Acesta este adevărul și nu are rost să-l ascundem și să pornim de la acest adevăr pe bază de informații exacte, să ne reclădim o economie națională demnă de respect în întreaga lume, să ne reclădim în primul rând speranța într-o viață mai bună. Deci niciodată să nu lăsați ca deprimarea, pesimismul să vă întunece speranța. Speranța trebuie păstrată vie în sufletele dumneavoastră și de asemenea în creierile dumneavoastră. Există speranțe realiste pe care le controlăm foarte bine cu partea cognitivă din creier. Deci eu am hotărât să scriu pentru neamul meu încă din 1990. Am cerut trecerea în rezervă, am trecut în rezervă fără drept de pensie, fără sol de compensatorii, niciun fel de binefacere. Și am lucrat colaborator la mai multe reviste. Până când am înțeles că în capitalism trebuie să fii patron ca să fii stăpân pe munca ta. Ca minte mai slujești pentru bunăstarea altora. În acest timp am scris două cărți
90-92, două cărți interesante. Cheile succesului, un manual de arta succesului, și pentru că am văzut că oamenii voiau cu totul altceva să citească, am scris Hinta Spartă, volum care s-a bucurat de un succes enorm, adică la prima strigare a depășit 300.000 de exemplare tirajul. Știți că tot timpul am vrut să vă întreb de ce a avut succesul ăsta atât de mare? Din mai multe cauze. Succesul înseamnă și o muncă serioasă, și o cunoaștere perfectă a psihologiei cititorilor țintă, că sunt țintă. De asemenea, înseamnă și risc. Eu am riscat enorm atunci, în 1992, publicând informații împotriva celui care era președinte de stat, împotriva colaboratorilor săi. Am fost amenințat deseori cu moartea pentru ceea ce scriam în seria Octogonul în acțiune. Quinta Spartă a ajuns la 300.000 tiraj, la 290.000 tiraj următoarea din serie, Fulgerul Albastru. În ambele e vorba despre ofițeri de contrainformație a armatei. În Quinta Spartă e vorba de Petre Varain, ofițer de marină. Deci am luat prototipul ofițerului de marină care ajunge spion și contraspion. Și în Fulgerul Albastru e vorba despre Laurențiu Cremeni, ofițer de vânător de munte, care ajunge contraspion într-o anumită conjunctură, apoi spion, și își fac datoria față de națiunea română în condițiile grele din perioada dictaturii de dezvoltare. În 30 de ani care au trecut de atunci, de când am început să scriu, am izbutit să ating 176 de cărți publicate. Mai am în lucru o carte intitulată Credință și Speranță. De ce credință și speranță? Păi dacă nu crezi tu în succesul tău, cum să creadă altul? Știți ce vreau să vă spun? Întâmplător sau nu, am făcut o gafă. Când am scris un anunț despre dumneavoastră, am scris că ați scris în jur de 300 de cărți. Eu, rămânând în subconștient, că ținta dumneavoastră este prima dată la 300. Ei, ca nu, să nicio vedeți problemă. Că deja v-am propulsat în viitor. M-ați lansat în viitor și nu e rău. Mă rog, o să zică lumea că m-am lăudat. 176 de cărți sunt, o laudă, că... sunt pe piață, o parte din ele, cam 100, la o firmă din București care le vinde în toată țara. Nu e voie să faci spunem unde, dar cine vrea găsește pe net diferite firme care vând cărțile mele. Quinta Spartă se mai găsește? Quinta Spartă s-a găsit până recent, se găsește la anticariate și la anumite firme care au luat de la anticariate cărți. Deci poate fi procurată și poate fi citită exact în forma în care a apărut ea. A apărut ca o bombă. Pur și simplu nu venea mie să cred ceea ce se întâmpla. Lumea voia să mă cunoască și eu. Stăteam închis undeva în Cotroceni și scriam în bucătărie pentru că nu aveam mai mult loc. Aveam în dormitor, nu puteam scrie, că fumam. În Liding aveam un safir din Basarabia, că luptam pentru unificarea românilor din cele două țări românești, din Republica Moldova și România. Zâmbesc puțin. Îmi cer scuze că vă întrerup, nu se face așa ceva, dar este important să vă spun. Deja au intrat ascultătorii noștri pe fir și doamna Camelia Florescu, prietena noastră, întreabă așa, întrebare pentru domnul Coruț. Știu că mama domniei sale dorea să-l numească Decebal. Considera domnia sa că sună răsunător numele... Stai, nu. Consideră domnia sa... că numele de Pavel i-a schimbat destinul sau ar fi fost mai răsunător ca semnătură pe coperțile celor peste 170 de cărți scrise de dânsul numele de Decebal? Întrebare foarte bună, nu m-aș fi gândit. Contează foarte mult numele dacă îți place. Când sunt mulți oameni care schimbă numele pentru că nu le place. Adevărul că mie îmi place și numele de Pavel și numele de Decebal.
Am scris o poezie, Trăsnetul Getodac, în care spun că eu sunt Decebal. Prin vise îmi trece Decebal, călare și însângerat, neînfrânt de-al cotropirii val, un trăsnet dur, nefulgerat. Sub mine tremură un cal și trupul întreg mi-e însângerat. În mine strigă Decebal, un trăsnet dur, nefulgerat. Frumos! Eu am cultul străbunilor și era foarte bine că ne se făcea cultul străbunilor în familie, de către părinți, de către mama mea, o femeie severă, căreia îi datorez foarte mult informarea mea ca învingător, de către tatăl meu, abiator erou pe frontul de est, decorat cu crucea de aur cu spade și care ulterior a ajuns deținut politic. Mirare mare că eu am ajuns contra spion și spion a României socialiste. Și toți se întreabă, domnule, dar știi, așa e clișeul care s-a răspândit în populație. Dacă provenea din familie deținuți politici, cum de-a ajuns ofițer și încă în pozițiile astea? E simplu, după 1964, oamenii au fost apreciați după activitatea personală, iar cei care luptaseră împotriva URSS n-au mai fost considerați trădători și ticăloși. Am avut mai mulți deținuți politici în familie. A fost și unchiul la canal, a fost și bunicul la Jimbolia, la Orez. Dar nu despre asta e vorba. Au fost vremuri proaste cât a fost ocupația sovietică. Eu am prins ocupația sovietică, mâncam o singură dată pe zi o strachină de terci. Până în 1957 am avut teritoriul ocupat cu trupe. După 1957 până în 1964 am avut teritoriul ocupat cu o mulțime de consilieri care ordonau ceea ce să facem, începând cu armata, serviciile secrete, miliția, economia, mineritul mai ales atrăgea atenția, ne-au furat atunci atât uraniu și aur cât nici nu ne putem imagina. Ei, eu am fost crescut în cultul străbunilor și în cultul patriei și în cultul națiunii de către tata, care, în calitate de luptător pe frontul de est, era plin de cicatrici. Ca aviator, mitralier de bord și radiotelegrafist, a șocat prima lovitură pe lângă inimă, din față i-a venit glonțul, a ieșit în spate, a ars parașuta, era glonț incendiar și a scăpat. După care al doilea l-a lovit numai în cap, lateral, în moale capului, a scăpat și atunci. Și a treia oară, cum stau aviatorii pe scaun și trag, au trecut avioanele de vânătoare sovietice pe dedesubt și au tras pe sub burta avionului, de a trecut gloanțele prin el. Și totuși a scăpat. Pilda lui de supraviețuire m-a făcut să gândesc că undeva deasupra tuturor există cineva care ne veghează pe cei buni și drepți și ne ajută în activitatea noastră. Așa am ajuns eu la credință, că educația a fost, așa cum știți, ateistă. Ei, să știți că eu n-am renunțat la obsesia mea de arta succesului, din motivele pe care e bine să le spunem clar, să nu trăim în lozinci și în fanfaronadă. Domnule, noi suntem încă națiune înfrântă. De ce? Pentru că am pierdut o pătrime din teritoriu care este deja vândut unor trusturi sau firme sau cetățeni străini. Un sfert din teritoriu este mult. Am pierdut un sfert din populație care a emigrat sau pur și simplu s-a redus numeric în urma scăderii natalității și creșterii mortalității. Ca atare, în continuare, am declanșat pe Facebook, pe grupul meu, Pavel Coruț, Arta Succesului, o ofensivă pentru însușirea noțiunilor de bază de arta succesului, în primul rând în domeniul economic.
Iar avem întrebări. Da. Ne spune o doamnă că sonorul este slab, nu înțelegem de ce. Puteți intra pe vocearmatei.presamil.ro să ne ascultați de acolo dacă nu reușiți pe Facebook. Altă variantă nu avem decât cele două variante, pe Facebook în direct cu filmare sau pe www.vocearmatei.presamil.ro. Cele două variante sunt scrise și la postarea pe care am pus-o ieri pe pagina noastră de Facebook și pe grupul domnului Coruț. Spuneam că avem întrebări. Doamna Camelia Florescu, așa cum spuneam mai devreme, prietena noastră, ne spune așa: manuscrisul Pământul Durerii, da, a fost la 10 ani după ce a fost scris. A fost ars. A fost ars, da. Motiv pentru care acesta nu a mai putut vedea lumina tiparului. Și întreabă așa: s-a gândit domnia sa vreodată să-l refacă? E o pierdere, consider că această muncă de creație s-a pierdut. O să o clipă ca să citești și cea de-a doua întrebare, care este de la Barsil. Bună ziua, domnul Coruț, când mai apare o carte din seria Octogonul? Răspund la prima, că e mai scurt. În luna ianuarie va apărea volumul 107 din seria Octogon, Credință și Speranță. Vă urez să-l citiți cu plăcere și să învățați, pentru că am de spus foarte multe, mai ales în partea a doua a cărții. Fac o analiză economică, militară, politică și așa mai departe despre România, în care apăs pe punctele care sunt dureroase și propun anumite măsuri pentru revenirea la o țară prosperă, civilizată și demnă. Stimată doamnă, Pământul Durerii a fost scris de mine în 1975, 74-75 și prezenta durerile cooperativizării agriculturii, așa cum le-am văzut eu copil de țăran, că tata din aviator a ajuns țăran, în satul meu, satul Glăvănești, comuna Andreșeni, județul Iași. Era vorba acolo despre bunicul meu patern, Chiabur, care avea și el 40 de hectare de pământ, dacă mi-au rămas mie 8 și ceva. Avea mare mașină de treier, un gospodar, nu exploata pe alții, plătea cinstit. Chiar și a crescut la un moment dat un copil special pentru a avea mecanic. Deci, Pământul Durerii era pământul străbunilor noștri, care acum devenise dureros. Trebuia plătit pentru fiecare hectar o anumită cotă în cereale produse. Pentru fiecare vacă cu lapte se dădea o cotă de lapte. Noi poate nu aveam lapte pentru noi, dar pentru trupele sovietice se găseau. Cei care acum încă mai sunt filosovietici și îi întâlnim pe net, nu au habar ce s-a întâmplat și ce groaznic a fost ocupația sovietică a României din 1944 până în 1957. Și după aceea încă vreo 7 ani de ocupație cu consilieri sovietici. Să nu vă așteptați la binele din partea Rusiei vădată. Rusia nu ne va face bine niciodată. Copilăria mea a fost otrăvită de acea ocupație sovietică și de propaganda sovietică pe care tatăl meu o combătea foarte bine acasă. Adică era simplu. Desfăcea pieptarul și arăta, uite, pe aici intra glonțul rusesc și pe aici prin spate. Ars parașuta și n-am mai putut să-l sări. A trebuit să venim cu avionul arzând în țară. Deci rănile tatălui meu erau rănile luptătorilor pentru Basarabia și Bucovina din al doilea război mondial. Erau rănile celor care s-au jertfit, inclusiv unii s-au jertfit și au dat și viața pentru libertatea și unitatea națională. Acum eu am subliniat două lucruri rele care ni s-a întâmplat. Am pierdut o parte din teritoriu, vândut sau retrocedat către străini și
De asemenea, am pierdut o parte din populație. Nu trebuie să disperăm. Mențineți flacăra speranței, viitorul este mult mai bun pentru națiunea română decât îl prefigurează oamenii politici. Națiunea română trăiește prin creatori. În perioada dictaturii de dezvoltare, noi am devenit creatori la nivel mondial. Produceam de la ac la avion și produceam pentru export. S-a dovedit, deci, în perioada aia, că poporul român este creator și, dacă este bine organizat, produce, exportă, se ridică între primii din Europa și din lume la anumite sectoare, cum era utilaj petrolier, nave și aeronave, noi produceam, inclusiv aeronave de școală pentru NATO. Noi am vândut în perioada socialistă avioane pentru NATO. Da. Cum credeți că era atunci mentalitatea românului? Avea încredere în el? Știa ce poate să facă? Era dictatură de dezvoltare. Deci, după o perioadă foarte bună, anilor 70, în care nivelul de trai a crescut brusc și puternic, am fost și ajutați pe cinstite de țările care iubeau mai puțin URSS-ul, românii au căpătat dragoste de patrie, sentimentul responsabilității pentru soarta patriei. În 1968, când rușii s-au pregătit să intre și în România, românii s-au mobilizat, au înarmat 1 milion de luptători din gărzile patriotice. Armata era mare, dar să știți că ocupantul se temea de război întregului popor. Eventual ocupant sovieticul s-a speriat în momentul când a văzut că până ultimul sat erau gărzi patriotice și oameni pregătiți să lupte cu disperare. Noi n-am avut atunci decât puține trădări. Restul toți, începând de la Vlădică până la Opinca, au fost alături de conducerea de stat să ne apărăm independența și suveranitatea, demnitatea de neam creator. Și așa se face că după 1968 noi am fost și simpatizați și ajutați material de vest și totodată s-a dezvoltat și creativitatea în rândul românilor. Am devenit inventatori și inovatori în domeniul medicinii. A fost Ana Aslan, Boici, mai producea la Cluj cineva, Vulcu, sau mai la nord de Cluj am impresia, Vulcu Silvanil. Am produs inclusiv armament și muniție pentru înzestrarea armatei române, cât și pentru export. Un lucru foarte bun. Iată că acum ascultăm din presă și din declarații politice despre cât de necăjită este armata în sectorul înzestrare. Eu sunt unul din cei care susțin că armata și serviciile secrete să fie bine înzestrate, să nu fie nevoie să lupte poporul, să lupte profesioniștii. Pentru a lupta însă trebuie să fie foarte bine pregătiți din punct de vedere psihologic și din punct de vedere patriotico-naționalist. Adică să-și iubească națiunea, să fie gata să se sacrifice pentru ea. Ați atins punctul pe I, pentru că spuneți mai devreme că un foarte bun spion, dacă pot să spun așa, da? Trebuie să cunoaște extraordinar de bine psihologia umană, da, pentru a putea face față oricărei provocări. Și nu întâmplător, dumneavoastră, în cartea Destine fericite pe care am arătat-o mai devreme la cadru, spuneți așa: conștientizarea constă deci într-o cugetare profundă urmată de o concluzie de acțiune sau non-acțiune. Ea depinde foarte mult de concepția generală despre viața terană a individului și despre cultura generală. Deci eu înțeleg că mai întâi trebuie să fim niște oameni cu mintea isteață, să fim extraordinar de bine ancorați în realitate, da, și să trecem prin filtre. În filtrul conștiinței, vorba. Conștientizarea, da, se adresează creierul cognitiv, conștiinței. Baza conștiinței este în creierul cognitiv. Dar pentru a avea o conștiință vie, trebuie să fie, în primul rând, blindată cu foarte multă cultură generală pentru a putea face niște diferențe. Trebuie multă cultură generală și cultură din diferite domenii pe care, din păcate, mulți români nu le-au atins, cum ar fi astronomia. În momentul în care
Capes, nu. Astronomia sau astrologia? Astronomia, nu, nu. Astrologia. Știu că cu astrologia nu sunteți de acord? Nu, nu sunt de acord. De-aia... Astronomia ne spune cum arată patria noastră mare, Universul, cum arată patria noastră mijlocie, galaxia Calea Lactee, unde evoluăm și noi, între miliardele de planete ale galaxiei Calea Lactee se află și iubitul nostru Pământ, Gea, Terra, cum vreți să ziceți. După aceea ne spune ce forțe ne ajută sau ne frânează evoluția în sistemul solar. Tot astronomia ne învață să nu cădem în păcatul astrologiei, păcat între ghilimele, că eu nu folosesc cu sens religios. Astrologia poate fi un sistem de distracție sau de păcălire sau de sugestionare, și bine ar fi să fie pozitivă, a celor naivi care cred că destinul lui e scris în stele. Nu se poate. Nu suntem predestinați. Nu prin stele, suntem predestinați prin altceva, prin voința divină care ne acceptă sau nu să facem ochi pe această planetă din acest sistem solar. Suntem predestinați prin gestele genetică. Una e să ai o gestă genetică de excepție și alta e să fii lovit de boli genetice, boli congenitare. E greu. După aceea suntem predestinați prin tipul de societate în care ne-am născut. Ne-am născut într-o societate ocupată și am fost chiloditi în copilărie și adolescență și cu propaganda sovietică și cu jefuire sovietică pe față. Gândiți-vă la cei care s-au născut sclavi în perioada sclavagistă. Nu erau oameni, ci unelte vorbitoare. Chiar vreau să vă întreb despre, apropo de treaba asta cu sclavia, cumva considerați că, să spunem așa, în perioada cealaltă, că mie așa îmi place să-i spun cealaltă. Dictatura de dezvoltare, domnule, a fost dictatură, să fie foarte clară. Din 1964 până în 1989 a fost dictatură de dezvoltare. Avea românul, că tot vorbim în cartea Destine Fericite, vorbim despre condiționări, care sunt pozitive și negative. Și vreau să vă cunosc părerea în legătură cu cele negative, cât de mult ne pot limita în tot ceea ce ne dorim să facem. Era pe vremea aceea frica la putere? Condiționarea? Nu era mai mult decât acum. Și acum e frica la putere. Sunt mulți cetățeni care se tem de liderii de partid, liderii de sindicat, lideri administrativi și așa mai departe. După 1964, când în urma declarației din aprilie au fost eliberați toți deținuții politici din închisori, în România s-a produs o eliberare spirituală. Au scăpat și legionarii, au scăpat și foștii propagandiști religioși și mulți alții. S-a dat indicație de partid și de stat, de la Gheorghiu Dej și Ceaușescu, să nu mai existe deținuți politici. Deci noi nu trebuia să mai avem deținuți politici. Înainte de a elibera pe legionari, i-a plimbat prin țară să vadă realizările poporului. Chiar sub ocupație sovietică, noi am avut atunci niște realizări. Am construit câteva fabrici, s-a electrificat o parte din România, deci erau niște realizări. Ei, în momentul în care au simțit libertate, românii au devenit și creatori. După 1968, când libertatea s-a manifestat foarte clar, că a fost judecată public securitatea comunitarnistă din perioada 1946-1964, a fost judecată public, a fost judecat public Drăghici, șeful securității, pentru crimele pe care le săvârșise. Și s-a dezvăluit populației adevărul. Domnule, a existat o securitate organizată și condusă de sovietici. Din păcate, erau mulți alogeni în interior, înrăiți împotriva românilor. Un lucru stalinist. Ei bine, după 1964 până în 68, s-au organizat noile servicii secrete, care au funcționat până în 1989-90, când mai bine, când mai rău, dar au făcut și ele mult bine pentru domeniul economic. România s-a dezvoltat în perioada 64-89 sub aspect economic uimitor. De aceea am și avut clauza națiunii cele mai favorizate de la americani, am avut vizite americane pe teritoriul românesc la cel mai înalt nivel, a fost președintele Ceaușescu acolo.
Să știți că România ar fi trăit mai bine dacă Nicolae Ceaușescu ar fi cunoscut arta conducerii oamenilor. El era un dictator însă. Ca atare, în faza inițială, când a folosit inteligența și creativitatea românească, în România s-a trăit bine, în anii 70. După 1980, a început să trăiască prost, pentru că a început să înlocuiască sfătuitorii de taină cu diferite persoane odioase, care i-au dezvoltat paranoia, i-au dezvoltat cultul personalității și l-au desprins de popor. În momentul în care era omagiat ca un zeu în viață, după model asiatic, el și-a pierdut stăpânirea de sine, neavând o cultură. Iată ce înseamnă lipsa de cultură. Neavând o cultură de bază, el avea patru clase primare și neavând cultură de conducător adevărat, adică să-și cunoască fiecare subordonat, fiecare prieten, fiecare aliat, a implicat inclusiv poporul român în afaceri, în situații generatoare de nemulțumiri și de suferințe, de suferințe produse de nemulțumiri. În concret, ce a făcut? N-a ascultat de informările făcute de securitate, ci de informările făcute de activiști de partid care falsificau rezultatele din economie. A aprobat și a insistat să fie exportate foarte multe alimente. Și asta este acuzație pe care o spune unul care a trăit în perioada asta. A produs o penurie de alimente în țară. Oamenii ajunseseră să se bată la coadă la salam și la pâine. Oameni care în perioada 70 nici nu mâncau salam. Mâncau numai cărnuri de cele mai bune calitate, fiindcă producea. Deci a greșit din punctul ăsta de vedere față de masă. A greșit din punct de vedere a raționalizării electricității. Noi produceam și producem electricitate suficientă pentru a avea lumină oamenii. A greșit în ceea ce privește distribuția de gaze și de căldură către cetățeni. Și de aceea cetățenii în 1989 au ieșit în număr mare în stradă. N-au ieșit pentru un nou sistem. N-au cerut decât puțin știau ce înseamnă nou sistem. Au ieșit în primul rând împotriva dictaturii clanului Ceaușescu. Da, ce credeți că în perioada aceea i-a motivat pe români până la urmă și și-au învins statutul acela de oameni supuși și cu capul plecat? Dorința de libertate nu poate fi înfrântă. De când e istoria omenirii, vedem revoltele celor nedreptățiți împotriva celor care îi jefuiesc, îi spoliază sau îi exploatează. Dorința de a schimba orânduirea a existat în rândul unui segment din populație. Nu toată populația știa despre ce e vorba. Era segmentul format din vârstnici care primiseră perioada interbelică. Era segmentul celor care erau școliți prin străinătate și veniseră în țară înapoi și a celor care se informau, fie prin vizite în străinătate, fie prin ascultarea unor posturi de radio și televiziune străine, cum era Vocea Americii. Europa Liberă, Vocea Americii. Bine, după 89 s-a stabilit că Vocea Americii era un post de propagandă al CIA-ului. Asta nu-i scade, să zicem, meritul de a fi informat sau dezinformat și manipulat o parte din populație. Bun, eu zic să mai răspundem la întrebările oamenilor, pentru că Asta vreau să vă spun, că avem câteva întrebări și n-aș vrea ca oamenii să se simtă vitregiți. Una dintre întrebări vine de la Marian Franchi. Ce părere aveți despre cartea Protocoalele Înțelepților Sionului? Este credibil ceea ce este redat în carte? Se întâmplă acum ceea ce s-a descris în această carte? Mai avem încă o întrebare de la doamna. De fapt, nu este o întrebare. Haideți să răspundem la întrebarea protocoale înțelepților Sionului. Deci, protocoale înțelepților Sionului este o producție a poliției secrete țariste împotriva mișcărilor evreiești de emancipare.
Deci scopul de a acuza întreaga comunitate evrească pentru acțiunile unor extremiști este vizibil în aceste protocoale. Nu au fost întocmite de către evrei, ci de către Orhana Țaristă, așa cum s-a stabilit de către specialiști în domeniu. Am citit și eu protocoale, le-am studiat. Nu se întâmplă asta la nivel mondial. La nivel mondial se globalizează în două feluri. Globalizarea progresivă, asta e globalizarea informației de care beneficiem acum și noi. O să apărăm pe Facebook. Am apărut pe Facebook. Vă dați seama, eu, copil de țăran din nordul Moldovei, care nu aveam telefon, nu aveam televizor, nu aveam electricitate, nu aveam nimic, am de toate în astea acum, atât într-o viață de om, foarte multă. Explozia științei, globalizarea științei, e foarte bine. Globalizarea informației. Însă, din păcate, prin globalizarea din sectorul economico-financiar, noi suntem afectați, țările mai mici. De către firmele transnaționale, care au mai blând de se spune multinaționale, dar sunt transnaționale pentru că nu aparțin, atenție, unor națiuni, ci unor grupuri de interese despre care e bine să știm că există și că sunt în spatele anumitor firme care ne spoliază sau ne păcălesc. Aceste firme îndeplinesc politica generală de globalizare dictată de către cei care conduc în realitate lumea. E bine să știm că nu toți liderii pe care îi vedem în fața noastră sunt adevărații lideri ai lumii. Nici în plan politic, nici în plan religios, nici în plan economic și mai departe. Faptul că România suferă mai mult decât alte țări în domeniul acesta este explicabil prin mai multe aspecte. În primul rând, în România s-a făcut o revoluție sângeroasă. Cei care au transformat revoluția pașnică în revoluție sângeroasă nu și-au dat seama că violența naște violență. Noi avem încă violența în suflet. Încă se strigă moartea lui ăla sau moartea lui celălalt și așa mai departe. Diversiunea soveto-maghiară susținută și de FSN, securiști teroriști, a speriat lumea, a îngrozit-o și acum, după 30 de ani, sunt oameni care se tem de serviciile secrete naționale în loc să le aduleze. Ar trebui adulate unele dintre sectoare, nu toți. Iar eu fac o paranteză aici pentru că sunt foarte curioasă. Care ar trebui să fie principalele calități pe care să le aibă un spion patriot bun în meseria lui, care să facă treabă pentru țară? Dar trebuie atât de multe. Vedeți, personalitatea umană este îmbinarea unică, non-repetitivă, a unor trăsături de personalitate născute și dobândite. Născute fiind aptitudini, temperament, afectivitate. Iar dobândite e caracterul. Deci contează ca să aibă calități născute de spion, nu de lider neapărat, de spion. Discutăm după aceea și de un lider, pentru că cineva ne-a adresat o întrebare vis-a-vis de lideri, un lider care ar trebui să fie un lider al poporului român, ce calități ar trebui să aibă. Și atunci facem... Deci vorbim de calitățile născute. Trebuie să fie un sangvinic sau un sangvinic flegmatic. Asta un spion. Da. Să nu fie coleric sau melancolic, pentru că nu se îndeplinește misiunea. Adică foarte calm, în primul rând, să rămână centrat. Să fie calm, stăpân pe sine însuși, să posede o cultură foarte bogată în care să înălucească psihologia, astronomia, mitologia. Să știți că mulți oameni se manipulează cu religia în secolul nostru. Deci, economia, că normal, spionul se duce să fure secrete economice, în primul rând, și după aia secrete militare. De economie depinde și armata la un moment dat, depinde cât de dezvoltată e economia. Deci trebuie să fie foarte curajos, să nu se teamă de moarte. Este foarte important să lichidăm teama de moarte. Și e foarte simplu, cine are o credință puternică în nemurirea sufletului, nu se teme de moarte.
Toți s-au mirat că am scris cărțile în momentele acelea dure, când încă se mai lichidau oameni pentru gândire și pentru spuse. Eu nu mă temeam de moarte. Mi-am asumat și acest risc și, spre surprinderea mea, am trăit. Am avut noroc, să zicem, de niște conjuncturi favorabile și am scăpat cu viață, inclusiv din fața unui pluton de execuție din Transnistria, unde am ajuns cu alt ziarist român, cu un scop cinstit, ca să spunem așa. Am mers să luăm interviul lui liderului transnistrian, Smirnov, Igor Smirnov. Ei bine, întrucât la frontieră erau 6 morți din partea lor, de îndată ce am trecut frontiera ne-au arestat și ne-au pus la șansă să ne împuște drept răzbunare, pentru că noaptea moldovenele omorăseră 6 luptători. Am avut un noroc care mă face să gândesc că am un înger veghetor puternic. În momentul în care se forma plutonul de execuție, a venit întâmplător în control comandantul dispozitivului însoțit de ofițerul de informații. Și a spus, vreți să-i omorâți pe români aici? Nu, îi împușcăm în Belder. Îi luăm cu noi. Și ne-am luat cu ei, între timp au intervenit și alți ziariști pe care îi pregătisem din timp să intervină, Vocea Americii, France Presse și alții, și ne-au eliberat aproape de miezul nopții, după ce ne-a dat în interviu doctorul Caraman, locțiitorul lui Smirnov. Deci eu am văzut moartea cu ochii de multe ori și nu-mi pasă. De ce? Am și trăit foarte frumos și mult. Am acum 70 de ani, știu că voi trăi până aproape de 100 de ani, pe bază genetică și ca autosugestie, bineînțeles. Dar eu sunt curioasă, atunci când erați în fața plutonului, ce sentimente vă încercau? Adică vă păstrați calm? Eram calm și rece. Partenerul meu era, tovarășul meu de aventură, era Ion Ursan, ziarist din Brașov. El nu văzuse cum arată spionii sovietici și contraspionii sovietici. Eu îi cunoșteam. Știam și de obiceiurile militarilor sovietici. Ca atare, transnistrenii sunt sovietici acum. Au simbol stema URSS-ului. Ca atare, am privit cu seninătate și la mine situația era cam în stilul următor. Domne, dacă aici mi-e dat să termină, aici voi termina. Dacă însă Zamolc se mai dă zile de trăit, voi lupta în continuare pentru aceeași națiune, mică în aparență, dar mare în spirit, națiunea română. Să nu uităm o chestie. Pe locul pe care trăiește acum națiunea română s-a format vatra Europei. Noi am creat cea mai veche civilizație din Europa și cea mai veche scriere din Europa, tăblicele de la Tărtăria, de pe Mureș. Deci, am divagat de la protocoalele înțelegerilor Sionului, care este un fals folosit de către cei care urăsc pe evrei, și e ciudat să existe ură la adresa evreilor într-o țară în care se practică iudeo-creștinismul. Creștinismul fiind o latură a religii iudaice. Să fie foarte clar. Și în momentul ăla n-ai de ce să-i urăști pe evrei dacă ești iudeo-creștin. Nici măcar eu nu mi-i urăsc, care m-am confruntat cu Mossadul ebraic și cu extremiști de rândul lor. Fiecare națiune are extremiștii ei. Și națiunea ebraică are și izraelită actual, are și extremiștii ei pe care eu nu am suportat niciodată și le-am spus-o în față și am și scris împotriva lor. Nu-mi plac cei care declară că sunt într-un popor ales superior națiunii mele. Dar de ce să nu fie națiunea română aleasă? Nu-mi plac. Ne puțin la destinele noastre fericite, pentru că am vorbit foarte puțin despre subiectul de astăzi și aș vrea să nu fie așa doar ca un gând trecător. Vreau să vorbim despre autosugestie, sugestie încă o dată și despre să facem o paralelă și să sărim și spre partea de hipnoză și autohipnoză și vreau să vă întreb dacă lucrurile acestea se încadrează cumva și în pregătirea unui spion.
Se încadrează clar că dacă nu cunoști sugestologie, hipnoză cel puțin ușoară și autohipnoză, nu prea poți îndeplini misiunile cu succes. Spuneți dumneavoastră aici în carte despre treaba cu agenda, că trebuie să ne facem o agendă și să ne scrieți așa aia pe o discutăm mai târziu. Deocamdată să înțeleagă oamenii că sugestia nu este ceva cu totul deosebit. Mai avem 15 minute la dispoziție și de-aia vă spun. Lăsați-mi 5 minute să-i lămuresc oamenii ce înseamnă sugestie și autosugestie și cum se pot autosugestiona. Oameni buni, cel mai bun înger veghetor a fiecărui cetățean este subconștientul său. Acolo se ascund forțe puternice și reguli puternice care, odată conștientizate și mobilizate la treabă, ne dau succes și fericire în viață. Ce înseamnă sugestie? Sugestie este o idee care depășește bariera conștiinței și pătrunde în subconștient, unde produce efectele înscrise în ea. Dacă e pozitivă, produce efecte pozitive, dacă e negativă, produce efecte negative. Deci fiți oameni cum se cade și nu mai folosiți sugestii negative prin care denigrați, insultați, amenințați diferite persoane, pentru că efectul se face neobservat, direct în subconștientul persoanei respective, dacă este sugestibilă. Ce înseamnă autosugestia? În momentul în care noi ne facem o autosugestie, noi, de fapt, formulăm o dorință de-a noastră într-o propoziție simplă și ne-o introducem, închidem bariera conștiinței și o introducem subconștient. De ce e subconștientul atât de mare? Subconștientul e cel mai bun medic de pe planeta Pământ. În timp ce noi vorbim acum la televizor, inima bate fără să o comandăm și fără să o controlăm. Stomacul mistuie alimente, rinichii filtrează sângele și așa mai departe. Toate aceste funcții, acest regulator al funcțiilor vitale, se numește subconștient și este cu sediu în creierul limbic, din creierul fizic al omului. Omul are creierul fizic format din creierul cognitiv, ca sediul conștiinței, și creierul limbic sau emoțional, ca sediul al subconștientului și afectelor. Bun. De ce sunt necesare sugestiile și autosugestiile? Păi sugestiile sunt formă de îndemn, de sfat, binevoitor sau chiar de sugestiile semi-hipnotice, de însănătoșire, de exemplu, sunt foarte utile omului modern. Ca atare, eu în cărțile mele am explicat pe larg ritualul de formare a sugestiilor și autosugestiilor și ritualul de aplicare lor. Cea mai sintetică dintre volumele, cel mai sintetic volum din acest domeniu este volumul Către culmile succeselor, formula fericirii. Acolo persoane cu pregătire medie vor găsi sute de sugestii pentru însănătoșire, prevenirea bolilor, prelungirea vieții active, prelungirea vârstei la care dăm în primire. Anunțăm să ne steagă din carte de imobil ca să nu mai plătim, nu? Da, eu vreau să vă întreb dacă vreau să rămân, cum să vă spun, să fiu tânăr, așa cum eram la 26 de ani, ca acum se am poate. Mai mult. Cum pot să fac? Adică dați-mi și mie o sugestie. Se să poate. Duc așa o tinerețe mai mare așa în celulele mele și să mă duc înapoi la 26 de ani, să arăt. Nu trebuie să duceți la 26 de ani, e bine să conservați din timp tinerețea. Să vă explic despre ce e vorba. Vă rog. Orice om care cunoaște deja sugestologie cât de cât, în fiecare dimineață și seara, repetă de 30 de ori o formulă fundamentală de prevenirea îmbătrânirii și de prelungirea vieții, care sună cam așa. Eu, numele și pronumele, sunt sănătos și voi trăi 100 de ani. În momentul în care această formulă pătrunde în creier,
se imprimă în subconștient. Subconștientul mobilizează forțe necunoscute din organism și te pune la treabă. Și ca atare, se produce această încremenire în vârstă, care ziceți, care o doriți dumneavoastră. Se produce prelungire vieții active, se produce o stare de așteptare pozitivă generală, o stare de bine, o stare de optimism. Dumneavoastră m-ați văzut vreodată trist? Nu, niciodată. Deși nu prea râd, dar nu m-ați văzut trist. Totdeauna optimist și bine dispus. Păi să știți că nu am fost așa. Am fost? Nu? Nu. Eu am crezut că asta este natura dumneavoastră, de aia nici nu m-am întrebat. Nu. În copilărie eram un copil foarte bun la învățătură, inteligent, însă obraznic. Foarte obraznic. Asta aventurer. Chiar nu vine să cred. Aventuros, da. Mamă Sfinte, construiam plute pe râul Nicolina, navigam de la vârsta de 12-13 ani, făceam ispreu multe. Încă ceva. Aveam o înclinare către coleric, deci eu sunt un sangvin. Aveam înclinare către temperamentul coleric și mă enervam foarte repede. Acum nu mă mai enervez deloc. Cum am început eu să-mi cizelez personalitatea încât să devin cel pe care îl visam? Mi-a plăcut psihologia încă din liceu pentru că îmi plăcea profesoara pe cinstite și de dragul ei a învățat psihologie. Vedeți un om sincer aici, ne spune concret. Da. Am urmat după aia psihologia pe care am învățat-o la Institutul de Marină, la Academia Navală actual, Mircea cel Bătrân, psihologie militară. Însă eu în particular studiam psihologia civilă după tratate universitare. Era pasiunea mea extraprofesională, mai scriam câte un vers de dragoste pentru o fetișcană, mai învățam o lecție de psihologie. Dorința mea era să devin o persoană stăpână pe sine însuși. Și îmi luam ca modele. Și, domnule, eu trebuie să am tenacitatea abatelui Faria din romanul Monte Cristo, Contele de Monte Cristo. Dacă el o zi întreagă scobea cu un ac și scotea praf de piatră cât să pună într-un degetar. Eu, pentru a evada din situația asta de copil amărât, necăjit, din familie modestă și pentru a accede la ceea ce visam eu ca fiind ideal ofițer de marine, trebuie să mă concentrez, să devin puternic și tenace. Deci, încetul cu încetul, mi-am cizelat personalitatea. Am ajuns la autosugestie mai târziu, prin anii 80 ceva, când deja am trecut să lucrez în informații și contrainformații. Aveți întrebări, nu? Am întrebări și mă amuză foarte tare pentru că ascultătorii noștri chiar sunt pe fir, foarte atenți la dumneavoastră și la mine. Vă mulțumesc, este o bucurie de fiecare dată. Doamna Carmen Stabădin ne-a spus așa, l-am citit pe domnul Coruț de la prima carte, din cărțile dumnealui am învățat despre autosugestie și am folosit-o de mai mult de 25 de ani, de fapt vreau să spun că o folosește și în ziua de azi, doamna. Da. Funcționează extraordinar și mulțumesc domnului Coruț pentru tot ceea ce ne-a scris. Și eu îi mulțumesc că mă susține să mai învățăm și pe alții să reușească în viață folosind forțele subconștientului. Forțele astea sunt atât de puternice, vă dau un exemplu. Un țăran era conștient de ce se întâmplă în jurul lui, a văzut că un car cu lemne se răsturna peste copilul său. În momentul acela, conștiința a fost suspendată de subconștient, el s-a repezit sub car și l-a ridicat și a scăpat copilul. După aia, în stare conștientă, n-a mai putut să facă ceea ce a făcut sub influența subconștientului. Somnambulii merg pe acoperișuri. Dacă îi trezești, cad. Dacă îi trezești, nu... da. Deci subconștientul este primul veghetor, primul înger veghetor a fiecărui om. Trebuie să-l tratăm cu gingășie, pentru că este amator de plăceri, deci trebuie să-i dăm plăcerile, toate plăcerile morale și legale. Adică și mâncare, îi place și dragoste și laude.
Da, să știți că copiii lăudați pe cinstite, pentru merite reale, se dezvoltă mai bine decât copiii criticați continuu. Și cum ar trebui să procedăm cu ei atunci când greșesc? Cum ar trebui să-i certăm, așa, între ghilimele? Cel mai bine este dacă beneficiați de un talent literar, să le spuneți povești. În momentul în care eu am supărat odată pe mama, tare. Tata nu m-a bătut, mama nu, mama m-a bătut de multe ori, dar nu atunci. Tata m-a luat frumos și mi-a spus o poveste. Mi-a spus, tu știi cum te-ai născut? Uite, așa, 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 așa. Mai că era bolnavă, de bea putea să meargă și se zbătea pentru tine și așa. Până mi-a dat lacrimile. De atunci, mama a fost sfântă. Și așa a rămas până la adânci bătrânesc, până la 93 de ani, când s-a dus într-o lume mai bună să-l întâlnească pe tata, care plecase mai devreme, pe la 90 de ani. Deci, sugestia și autosugestia sunt strict necesare omului modern pentru a rezista bine în stresul cotidian, pentru a-și folosi cu pricepere toate calitățile personale și a-și reprima defectele. Că toți ne naștem și cu defecte, unele sunt născute, altele le căpătăm în copilărie când imităm diferiți eroi și idoli. Și acum să trecem la partea cu agenda, că știți cum e, timpul ne Da. presează. Mai avem 2 minuțele, 3. Orice activitate care este bine planificată se îndeplinește mult mai ușor și mult mai sigur. De aceea mulți suferă acum că nu mai avem planurile. Domnule, aveam plan anual, plan cincinal, plan decenal, plan de perspectivă și așa mai departe. Știa fiecare om ce urmează. În capitalism însă nu mai merge. De la an la an se face un buget, se fac niște planuri, cel puțin la noi, așa, de conjunctură, ca atare, pentru a supraviețui ca cetățenii liberi și demni, e bine să ne planificăm noi activitatea în agendă, să ne facem un plan anual și cu ocazia asta ne gândim ce vom realiza în anul respectiv, ne facem planuri lunare și vom stabili ce avem de făcut în luna respectivă. Și ca atare, planurile zilnice sunt simple. Nu ne trezim la voia întâmplării, la voia sorții, ci dimineața când mă trezesc, deschid agenda, constat că am de îndeplinit o anumită sarcină pe care eu mi-am stabilit-o. În momentul în care îmi stabilesc eu însumi sarcină și nu aștept să mi le arate cu degetul un șef, în momentul acela sunt un om liber și responsabil. Și ca atare, așa trebuie să devenim pentru a putea fi învingători inclusiv în domeniul creator și moral. Căci în domeniul acesta, în domeniul economic, noi suntem, din păcate, nu chiar atât ciuca bătăilor cum ne prezintă anumite mijloace de comunicare în masă, dar nu strălucim cum străluceam. Eram totuși între primii producători de utilaj petrolifer. Exportam în Statele Unite și în URSS, deci în două state mari, noi exportam utilajul respectiv. Produceam nave cu aripi portante pentru chinezi. Ori acum, dacă ieși în stradă, te întreb ce nu-i chinezesc. Adevărat, așa este. Nici n-ați plecat bine de la noi, că ne și întreabă lumea când vă întoarceți. Ia uitați, Marian Franchi ne întreabă când ne mai vedem cu maestrul Pavel Coruț. Păi, când o să avea timp și când o avea timp, că eu totuși sunt scriitor, nu sunt. Și cărțile domnului Coruț nu este așa singure. Nu le visează noaptea și se scriu singure. Nu, 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 e alături de talent trebuie să ai multă tenacitate, multă răbdare, Vă programați multă subiectele credință. pe care le scrieți? Le scrieți în agenda aia Nu, pe care tot vorbim? îmi vin. Vă vin Vă așa pe loc, vin spontan. din inspirație, în momentul în care vine inspirația, eu notez frumos pe o hârtie, pun într-o mapă și dau un titlu. Și urmează, după aia se coace frumos ideea și ajunge roman. Deci eu am avantajul pe care unii l-au bănuit că e dicteul extraterestru, că îmi văd acțiunile din romane. Le văd. Adică vi le imaginați. Nu. Imaginația înseamnă altceva. A combina informații pe care le știi
și obținem informații noi. Nu, eu văd pur și simplu ca la un film, eroii îi văd în, când intru în transa creativă. Credeți că intrați într-o altă dimensiune atunci? Pur și nu, simplu... în transa creativă. Undeva se mobilizează mai mulți centri mentali pentru a crea acest sistem. Și merg mâinile pe clape, singure. Pe calculator sau pe mașina de scris. Eu scriu și acum cu mașină clasică și am, ăsta e și un secret. Și colecționar, din câte știu da, eu. Da, da, am 16 mașini clasice. I-am mai dat la prieteni câte una și o să mai dau. Și o să mai iau și eu, îmi cumpăr altele. Pentru că e un secret de ce folosesc eu mașină de scris în loc să folosesc calculatorul pentru cărți. Calculatorul folosesc pentru Facebook, pentru net, pentru informare, dar pentru scris lucrări beletristice și dexiologie aplicată cum este de sine fericite, folosesc mașina de scris. Păi eu știu, dar mă lăsați să spun? Nu. Dacă mă lăsați să spun secretul, spun. Dacă nu, nu, nu spun. Nu. Eu ar vrea să spun altceva cetățenilor care vor să mai aibă de-a face cu mine. Căutați-mă pe grupul Pavel Coruț Arta Succesului, pe Facebook, Pavel Coruț Arta Succesului, sau pe contul meu personal, Pavel Coruț Scriitor, tot pe Facebook. Am și cont de grup, am și cont personal. Căutați-mă și dacă aveți întrebări presante, contactați-mă pe Messenger, că am acolo Messenger și pot să vorbesc cu dumneavoastră. Să știți că m-au căutat mulți și le-am dat niște sfaturi, zic eu, bune. Zilele astea, ultimele, am fost plecat la o întâlnire cu liberi întreprinzători pe care am ajutat cu sfaturi în faza de pornire și acum au reușit și m-au invitat de Ziua Națională să sărbătorim reușita. Să știți că oamenii sunt cu ochii pe dumneavoastră pentru că și mai devreme ne-a dat mesajul ascultătoare din Finlanda. Da. Pe Facebook să știți că avem așa, din Noua Zeelandă, din Australia, din toate țările Europei, din Canada. Vineri noapte am avut întâlnire cu canadienii din Vancouver. Pe Skype, n-am ținut, dar toată noaptea asta am făcut. Doamne, cu tehnologia până la urmă. Da, e bine, e bine. O să dau și o fugă în Canada, să mă întâlnesc cu cetățenii de acolo, să poate mai convin câțiva să mai vină în țară, că rămânem prea puțini și rămânem fără țară după aia. Întâi și întâi... au grijă alții să o ocupe după aceea. Au grijă să o ocupe și de aceea bine ar fi... Noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Hai să ne întoarcem înapoi în țara din noi. Asta referindu-ne și la faptul că astăzi am promis să vorbim despre România noastră cea dragă și nu întâmplător ultima melodie pe care o vom asocia acestei emisiuni are legătură cu țara noastră, se numește Colindul Ardealului. Da, e bun un colind, sănătos așa. Ardealul este fericirea, bucuria, mândria noastră, dar și cu o anumită durere. Ardealul a trecut prin foarte multe dureri până a ajuns alături de celelalte componente ale patriei noastre mari, România Mare. De aceea am și ales Colindul Ardealului. Bineînțeles. Eu o să fac în felul următor, pentru că nu-mi place să las ascultătorii, cum am spus mai devreme, să fie vitregiți. Dragii mei, o să-i mai spun domnului Coruț acum câteva dintre întrebările pe care le-ați avut și dumnealui o să vă răspundă pe Facebook, scris, Facebook. Să mă caute pe Facebook și le dau un răspuns, nicio problemă. Am mai avut o întrebare de la domnul Marian Franchi. În ultimii 30 de ani, cine a avut cultură de conducător adevărat? Nu o să mai răspundem acum pentru că nu avem timp, dar domnul Coruț o să rețină întrebările și vă răspunde la fiecare... Poate în forma unui subiect. Vă rog. Așa. După aceea ne mai spune tot domnul Marian Franchi, atât timp cât există armata română, țara noastră nu va fi ocupată niciodată. Doamne ajută, așa să vă audă Dumnezeu. Haideți să vedem.
Mai era o întrebare tot a domnului Marian Franchi, dar sincer nu o mai văd acum, așa că îmi cer iertare, deci nu... Da, cred că mă va contacta acum, am reținut Marian Franchi. Sigur. Mă va contacta pe Facebook Pavel Coruz, Arta Succesului, grup public. Exact, și oricum această emisiune va fi postată și pe grupul de 50 și ceva de mii, de... 58 de mii. 58 de mii. Atâta suntem în grup deocamdată, vreo 60 de mii până în decembrie. A, uite, că am și găsit-o. Ce părere are domnul Coruț despre așezările rupestre din Munții Buzăului, dacă a vizitat aceste așezări? Deci o să vă răspundă... Cearaloane, da. O să vă răspundă domnul Coruț pe grupul dumneavoastră, poate chiar la emisiune, pentru că noi o vom posta și acolo, și la cele de mai devreme, pentru că dumnealui are o memorie incredibilă. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și o să fiu întotdeauna cu mintea vie, așa cum am învățat de la domnul Coruț, și afirmațiile despre care vorbeam mai devreme și autosugestiile le voi face întotdeauna la timpul prezent și afirmativ, niciodată negativ, sau doar foarte puține dintre ele. Da. Ați văzut, am reținut, v-am spus că mi-a făcut temele. Da, foarte bine. Și așa cum îi spuneam mai devreme domnului Coruț, un sfert din biblioteca mea este ocupată cu cărțile dumnealui, pentru că sunt adevărate nestemate ale poporului acestuia. Învățăm din fiecare dintre ele câte ceva. Eu aș vrea să vă rog pe ultima 100 de metri să le mai transmiteți ceva românilor noștri dragi, indiferent că sunt în România, că sunt plecați afară, pentru că sunt convinsă că dorul îi mistuie pe fiecare dintre ei. Dragi concetățeni, dragi români de pretutindeni, vă rog să-mi permiteți să vă urez multă sănătate și fericire în viața personală și în viața națională și aș vrea să închei cu un fragment dintr-un cântec pe care îl găsiți pe YouTube numit Inima Românului. Nu o să cânt, o să recit. Voi spirite viteze a marelor străbuni, aflați că în țara asta noi mai suntem români. Îl mai purtăm în inim pe bravu de Cebal și n-am cedat cu toții la alcotropirii val. O, Doamne, mult slăvite din moși și din bătrâni, ascultă noastră rugă, noi vrem să fim români, să-i ardem dintre neamuri pe Iuda și Cain, să ne spălăm de ură, de teamă și venin. Ridică-te, române, și nu mai sta în genunchi, ești neamul cel mai mândru, născut din vechiul trunchi. Ridică-te, române, fecior din Decebal, ridică-te, Moldovă, ridică-te, Ardeal. La mulți ani fericiți, români de pretutindeni. Mulțumesc și eu, dragii mei, ca de fiecare dată sunt Irina Spilcă și vă readuc aminte să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. O să încheiem cu Andrei Păunescu, colindul Ardealului. Până data viitoare, numai bine!